Ok, salut YouTube și bine v-am regăsit la notul pe care sunt taxe și după cum vedeți și în titlul și în thumbnail. Astăzi ne aflăm pe Kidro cu balanță de 704 dolari. Și asta mai băzit, o să încercăm să facem profit ca de fiecare dată. Dacă mai vreți clipul genul, nu ezitați să folosiți promo codul la XL cu 2D pentru un plus 10% la orice depozit. Vă aștept și pe voi și mai ați primit așa multe face clipul genul. Pe lângă asta, nu uitați că aveți și promo codul la fel de la Ineba în descriere, unde puteți cumpăra jocuri super ieftine. Și da, hai să mergem prea mult la vorbă, mă băieți. Dăm și noi aici cu un battle frumos. Cred că o să începem fain frumos cu, uite, un 21 de euro. O să mai băgăm și asta la 13 euro, să mai diversificăm. Mai băgăm și o cutie la 20. Mai băgăm și un... ce dracu să mai... uite, un Voxic. Și încă ceva de vreo 20 de euro aș vrea să mai băgăm. Hai să mai băgăm o Cobra. Hai să vedem. 2 vs 2, mă băie, și să sperăm că luăm și noi battle-ul ăsta. Uite, unde e miapa și nu știu unde e miapa, dar nu contează. Să începem și noi un pic de suculeț. Nu uitați de la băieți că mă ajută enorm de mult și subscribe. Să ajungem și noi la 3200 de abonați. Așa, bun. Începem bine, direct cu 78 de euro. În prima cutie de 20 de euro am avut noroc cu bottom. Aterisul ăsta nu e așa bun. De 3 euro, este de ok. Cutia frea nu aduce nimica. Din nefericire, bă, am avut un vis să-mi bat piciorul, dacă nu mă, bă, am visat că... deci mă jucam pe Keydrop, mamă, și nu l-a luat aici, dar la Cobra ne revenim. Bă, mă jucam pe Keydrop, nu mai știu exact la ce cutie, mă. Bă, și era totul pe modul underdog, mă. Și eu dat la genera 3 versus 1 versus 1 versus 1, gen cu 3 playeri. Bă, și 173 de euro, stați un pic. Bam, ne-am băgat. Bă, și până merge battle-ul ăsta, vă povestesc și eu. Și mă jucam pe banii mei și... am dat un metru de vreo 180 de euro sau ceva de genul. Bă, și din a patra cutie sau a cincea cutie am luat mare mănuș, Pandora Gloves. Bă, dar era pe underdog mod, mă, bă, și nu l-am câștigat, bă. Măcar în vis să fi câștigat, mă, că în viața reală mai greu, ești nebun la cap. Nu câștig nici în vis, nici aici, ce pui mie asta, mă. Deci da, a fost un vis tulburător, fain, ce pot să zic. M-am dus repede să le prezint la ăștia mei, la prietenii ăștia mei. Ce și cum, uite, bă, ce-am luat, ești nebun la cap, ești milionar, pula, mă rog, nu știu, atunci, gen, bă, în visul meu erau vreo 5.000 de euro. Dar cred că am atât așa acum. A să vă dați seama cât de mult mă gândesc eu la clipurile astea cu Keydrop. Deci, da. Bun, avem cutiuța Sindel. Unde văd că luăm numai voucherele de 5 dolari, dar dăm nici nou un skin, gen, sau așa, sau dacă nu ține pentru astea mai scumpe, nu mă supăr. Că vrei tu. Ma să luăm și noi ceva. Încă un 5 dolari, ok. Ok. Bă, relativ bine. Un 10 euro în față, dar dacă dă un emperor sau ceva... nu, îi dă un emperor, că dă un fel și knife gamma doppler de 500 de euro, gen din cutie de 2 euro sau cât dracu e asta. Ok, space. Ok. Dar avem nevoie de mai multe vouchere, sincer, de mai mult, de un cuțit. Uite, cuțitul ăla ne-ar fi ajutat. Dar văd că nu prea putem, să la 510 euro distanță, mă băieți. Oricum nu pierdem atât de mult, pierdem numai battle-ul pe care l-am avut adineauri. Deci nu e mare chestie. Un 543 de euro. Euro 28, bun. Hai că e bine, mă băieți, nici nu știu de ce mă mai la battle-ul ăsta, că nu prea cred că ne mai revenim noi așa rapid. Eu dau ăsta un predict, cred că o să facem 240 de euro din tot battle-ul ăsta și el are 550, o să termină cu 600 de euro. Bam, gata, mă băieți, mă duc să pun la loto. Pun la 6 din 49 sau cât era. Bun, de o dată să dau să plec de aici, că nu mai suport pur și simplu. 20 de cutii. Ok. Da, nu știu, mă. E trebuie un cuțit mare, mă. E un cuțit mare dacă vrem să facem ceva. Dar nu prea ne dă nimica, absolut nimica. 27 de euro. Go to result. Aha, hai că mi-a mers. Da, nu mai zic nimica. Bun. Hai să vedem, mă, ce battle-uri mai avem, mă, băieți. Hai să facem noi un battle puternic. Uite, 39. Uite, 118. Bam. Dar nu mai știu cutia, mă, din care am luat eu, mă, un vis, mă, că trebuia să punem aici, mă, la cap.
Aparent, nu, n-au, uită-te mă, bă, dar ce cu norocul ăsta, mă, mânca vașgurița voastră, mă, v-am zis eu bine, mă, că nici în vise, nici aici n-am noroc. Că moare dacă nu. Uite, numai Tiger tu, Tiger tu. Și acum dacă vreau să dau pe Underdog mod, de nu, luăm la skin-uri să-mi bat piciorul de mă doare. Bun, 4,60, 30, 20, 50, n-am mai deschis de mult cutia asta, așa-i, n-am. 95, Serpent, ăsta. Ok, perfect. 2 versus 2 și ai, lasă-mă să-l câștig măcar pe ăsta. Să închei clipul în glorie. Măcar ăsta lasă-mă să-l termin. Adică să-l câștig. Ok, aici nu suntem pe minus, dar nu suntem pe plus, pardon. Era de așteptat. Ăsta o să-l ninja, dă-ne mă un schimă, dar dă-ne mă ceva bun, mă, dar nu uită-te mă numai 23, 74, să-mi bag piciorul dacă nu. Grill Findor ăsta, nimic, ok. Bun, 103, bă, hai că nu suntem chiar așa departe. Ce cu pe 90 ăsta? 10 euro, minimal wear. E și-am luat propaganda, minimal wear. Urât skin să moră dacă nu, dar, na. Nu se discută. Bă, dar ce pui mie, mă? Bă, boțule, mă, tu trebuie să fii în echipa mea, mă, Katana. Și conteam în brișa lui mai bun, clasic, Serpent și Santares. Hai să vedem. Ok. Și ultima cutie, Santares, ne trece ceva, nu știu, o pereche de mână sau orice. Da. Bă, nu prea am avut noroc. Din păcate, cam ăsta cred că ar fi clipul, că nu prea mai avem ce să mai facem. Sper că v-a plăcut, mă băieți, dacă v-a plăcut, v-a rugat să nu ezitați să folosiți promocodul AXL cu DD pentru un plus 10% la orice depozit. Vă aștept și pe voi și mi-ați primit și așa vă de clipul de genul. Promocodul din neba la fel în descriere, nu vă puteți cumpăra jocuri super ieftine și că a fost AXL, băieți, și ne revedem data viitoare. Bye, bye, pa!